conecteze până la ora aceasta. Am primit foarte multe cereri de participare la acest atelier. Mă flatează, mă obligă, mă emoționează și sper să nu se vadă că am emoții. Eu mă simt confortabil în sala de clasă cu elevii mei. Acolo îmi place mie să mă desfășor. Din păcate, contul Casei Corpului Didactic de MIT nu permite mai mult de 200 de utilizatori. Și atunci, din cele peste 350 de înscrieri pentru astăzi, 200 au primit acceptul de a intra aici pe MIT, dar restul ne pot urmări pe pagina de Facebook. Întrebările le puteți pune și aici, le puteți pune și acolo. Am alături de mine și pe doamna director de la Casei Corpului Didactic, Galageru Doina. O să preia mesajele de pe Facebook și o să mi le trimită. Pentru cei care nu mă cunosc, aș vrea să mă prezint. Sunt Dedioanca, sunt învățătoare la școala gimnazială Emil Panaitescu cu Dalb din județul Galați, o localitate la 60 de kilometri de Galați. Provin din mediul rural. Cei care mă știu din mediul online, la început mă bombardau cu întrebări că unde este școala asta unde învăț eu, că sigur este o școală privată. Nu, învăț la o școală de la sat și nu mi-a plecat de aici. Sunt învățătoare de 22 de ani. Asta mi-am dorit de mică, să fiu învățătoare. Nu știu dacă are mama mea o influență în această alegere, pentru că și ea a fost învățătoare în aceeași școală. Eu aici am învățat, aici am crescut și aici m-am întors după ce am absolvit liceul pedagogic să-mi fac meseria. Pentru mine, cum am mai declarat-o de mai multe ori, este mai mult decât o meserie. Respir tot timpul și mă gândesc numai la ce să mai fac la școală cu picii mei. Anul acesta eu am clasa a patra, dar deja mă gândesc ce voi face de la anul cu noua serie pe care o să o iau la pregătitoare. Și am acceptat provocarea Doinei de a face aceste ateliere legate de clasa pregătitoare, pentru că știm foarte bine, sunt 10 ani de când această clasă a intrat în sistemul de învățământ românesc. La început a fost blamată de mulți, poate încă mai este, și aș vrea să vă aflu și părerea dumneavoastră. Considerați că a fost o decizie bună să se introducă această clasă pregătitoare în ciclul primar sau că era mai bine să rămână la grădiniță? Și o să vă trimit un formular, pentru că suntem cam mulți, ca să ne dăm așa cu părerea, un formular Google din care să răspundeți scurt, considerați că a fost utilă această decizie sau nu, sau nu știți, sau poate nu v-ați mai lovit. Dacă accesați linkul de pe chat, puteți să și răspundeți, sper că merge la această întrebare. Deja înregistrez răspunsul. O să mă vedeți că mă mai uit așa într-o parte, mai am un ecran, mi-am partajat activitatea pe două ecrane. După câte știți, Meet-ul blochează atunci când ești pe el să mai poți vedea și altceva pe laptop și atunci prefer să lucrez cu două ecrane. Pentru mine ar fi seria următoare, a treia serie pe care o preiau de la clasa pregătitoare. Dacă am 22 de ani de experiență, vă dați seama că am lucrat și pe vechea structură, cu vechea programă. A fost o provocare, dar dacă mă întrebați pe mine, aș preda doar la clasa pregătitoare, m-aș specializa și aș rămâne doar la acest nivel. Am înregistrat până acum 60 de răspunsuri, 88% sunt pentru da, e o idee bună, avem și 4 răspunsuri pentru nu și 3 pentru nu știu, probabil e cineva care încă nu a predat la clasa pregătitoare sau nici nu are de ce să predea la această clasă. M-ar interesa dacă e cineva dispus dintre cei care au răspuns cu nu, care ar fi motivele pentru care nu consideră util această... Își poate deschide microfonul dacă dorești și să ne spună argumente.
N-aș vrea să vorbesc doar eu singură, rămân la un dat fără glas. Haideți să vă spun de ce îmi place mie clasa pregătitoare și am să încep cu o partajare, așa, și să mă plimb un pic prin clasa asta de început. Și dacă aveți întrebări, vă puteți deschide și microfoanele să mi le puneți, că nu mă deranjează. Eu sunt învățată să lucrez așa cu gălăgie în jurul meu. Nu, nici la clasă, nici elevii mei nu stau cu minți cu două degete ridicate, au ceva de spus, spun. Au reușit acum în clasa a patra să se aștepte unul pe celălalt și să nu mă aglomereze pe mine prea mult, dar reușesc să selectez și răspunsurile lor de acolo din clasă. Știu că mi-am propus multe acolo la început în prezentarea acestui atelier, că nu e un curs, că nu sunt specialist în pedagogie și să încep acum să disec programa și metode și mijloace și tot felul de lucruri teoretice legate de clasa pregătitoare. Sunt un om mai mult al practicii. Sper să vin cu niște idei care să vă ajute și să vă dea curaj să încercați să ieșiți din carapace și să testați ideile pe care le aveți. Am citit ceva de genul că doresc să văd dacă ceea ce fac eu la clasă e bine, să-și valideze cumva prin ceea ce va auzi astăzi. Sper că voi valida sau nu așteptările. Și o să încerc cu o prezentare așa cum văd eu clasa pregătitoare și cu câteva idei de început. Aveți ceva de spus? Vă rog să mă întrerupeți. Și o să încerc să fac și o partajare acum a ecranului meu pentru a putea. Cred că vedeți în momentul acesta partajarea. Nu știu ce s-a întâmplat la mine aici, că nu mai văd eu. Se vede, Anca. Da, nu mă mai vedeam eu. Te vezi și tu, e bine. E bine. Perfect. Da, nu se vede cu ce voiam eu. Ia să văd dacă fac altfel. Da, când vreau să dau, să vizualizez, mi se duce altfel mie. Nu știu de ce nu pot să fac mare această pagină. Atunci o să fac altfel. La modul de vizualizare trebuie să te duci. Da, dar în momentul când dau să Schimbă aspectul. vizualizez aspectul, dar mi-apare altceva pe. Da, și o pui pe ea principală. Sau te duci pe slide-ul ăla și o fixezi. Să nu te vezi tu, se vadă doar prezentarea. Ok. Îmi apare Îi ceva pun și aici. așa, că oricum citești tu și nu e. Da. O să încerc încă o dată. Nu, Important să vadă cu ce. ceva se întâmplă. N-am mai folosit mitul de ceva timp. Nu-i nimic. Acum facem pentru toată lumea bine. Și sperăm că nu o să-l mai folosim. Cel puțin. Adică că nu vom mai fi nevoiți să intrăm online. Asta. M-am Da. descurcat, m-am mobilizat, dar nu este o situație ideală. Mi-am intitulat atelierul de astăzi clasa pregătitoare, provocări și soluții. De ce zic provocări, de ce zic soluții? E o provocare pentru toată lumea, mai ales cei care deja au experiență, trecerea asta de la clasa a patra la clasa pregătitoare. Pentru noi este un șoc când plecăm de la niște elevi gata formați, care ne înțeleg dintr-o privire, să îi luăm pe cei micuți de la capăt și să îi învățăm primii pași. Dar abia atunci ne dăm seama și realizăm în clasa a patra câte i-am învățat noi timp de 5 ani de zile. Eu cred că cel mai important rol al clasei pregătitoare este
faptul că face trecerea asta dintre grădiniță și școală, trecere care de altfel era foarte bruscă. Deodată în clasa 1 copilul trebuia să răspundă unor serii de provocări, să respecte foarte multe reguli, să asimileze foarte multe informații într-un timp foarte scurt. Și așa s-a rupt cumva programa clasei 1 în două și ne permite nouă cadrelor didactice să odată să-i cunoaștem pe copii, pentru că un an de zile în care nu ești forțat de notare, nu alegi prin materie, ai timp să te joci cu ei, să interacționezi foarte mult, ajungi să-i cunoști foarte, foarte bine. Și pentru mine acest an a fost chiar binevenit. E un antrenament, spun specialiștii, pentru adaptarea lor la viața de școlar. Înlătură trecerea brutală de la grădiniță la școală, copilul învață jucându-se și în același timp se familiarizează cu atmosfera din școală. Nu știu câți dintre dumneavoastră au parte de o clasă pe care să nu mai împartă cu altcineva după amiază. Știți că la început, când s-a introdus această clasă pregătitoare, asta a fost și recomandarea ca această clasă să învețe singură, să aibă mobilier adaptat, să nu împartă clasa cu altă clasă de gimnaziu. Din păcate, știți cum funcționează lucrurile în țara noastră. Lipsa de spațiu este acută peste tot. Știu că sunt școli care împart acest spațiu al clasei pregătitoare. Știu că sunt școli care învață niște spații foarte mici. Noi suntem norocoși și avem două clase de pregătitoare la noi la școală. Fiecare are sala ei și mobilier adaptat. Aș insista foarte mult pe acest verb, a se juca. Nu uitați, copilul încă se joacă. Eu am avut surpriza și când elevii mei au trecut în clasa a 5-a să vină la mine la ultima oră la pregătitoare ca să se mai joace cu mine. Ei încă se joacă foarte, foarte mult timp și nu ar trebui să le luăm acest lucru. Și să știți că se poate învăța prin joacă. Eu dovada acestor copii care au învățat prin joacă sunt elevii mei care anul acesta au susținut examen de admitere la liceu și au avut niște rezultate grozave. Cei care sunteți din județul Galați știți că am avut și o medie de 10 curat la această școală. Mă mândresc că mi-a fost elevă fetița respectivă. Așa că da, se poate și prin joacă. Da, eu citesc și mesajele pe care le postați între timp. E mult, eu simt acum la clasa a patra că mă sufoc, cel puțin. Am foarte multe obiecte pe care trebuie să le acopăr și la un moment dat nici nu mai știu, asta este de la știință, asta este de la geografie. Deci se amestecă și noțiunile și conținuturile și timpul. Și în clasa a patra chiar alerg. Deci simt așa când plec la școală că trebuie să-mi iau Adidas și în picioare ca să alerg. Și cu atâtea zile libere chiar le alergăm. Dar revenim la pregătitoare. De-aia mie îmi place și abia aștept planul să mă reîntâlnesc cu ea. Cum ne pregătim? Deja suntem la sfârșitul primului modul. Cred că acest curs era bine să-l fi făcut un pic așa prin luna iulie. Ideal este să vă știți elevii un pic dinainte. La noi abia de anul trecut am început să împărțim elevii din vară pentru ca doamnele învățătoare să-și pregătească colectivul și cele necesare până în toamnă. Sunt școli care la 1 septembrie încă nu știu cu ce colectiv vor lucra. E ceva care ar trebui să se regleze, cred, cumva peste tot. Și cum ne pregătim? Aici, doamna, aici arată foarte relaxată, nu-i chiar așa. Și o să vă zic ceea ce vă spune toată lumea peste tot. Consultați programele școlare. Pentru cei care sunt la început de învățământ și mi-aduc aminte de mine acum 22 de ani, nu știam ce e programe. Ce tot spune lumea asta de programe, de programe, de programe. Eu trebuie să urmez manualul și să mă asigur că nu scap niciun exercițiu de acolo și că am lucrat tot. Nu, manualele nu sunt decât niște auxiliare
care ne permit nouă să ne desfășurăm activitatea la clasă. Programa este Biblia pe care trebuie să o respectăm și acolo veți întâlni aceste competențe pe care elevul la clasa pregătitoare trebuie să și le formeze. Nu stau acum să prezint programa. Programa o poate consulta oricine la adresa pe care am postat-o acolo. Ce fac și acum, după 22 de ani, bine, după programa nouă lucrăm din. Eu lucrez în 2013, când am preluat clasa pregătitoare. E că din când în când, la o lună, la două, eu verific dacă am parcurs și cât am parcurs din programă și ce poate mi-a scăpat ceva și mai pot remedia cât mai este timp. Un lucru pe care vi-l recomand să-l faceți la început de clasa pregătitoare este să vă uitați la raportul acela pe care trebuie să-l completați la sfârșitul anului școlar. Cred că e bine să plecăm cu sfârșitul în minte, să vedem ce trebuie să știe copilul ăsta până la sfârșitul clasei pregătitoare. Ce lucruri trebuie eu să-i, ce competențe trebuie să-i formez, ce lucruri trebuie practic să știe. Atunci când s-a plecat la început cu clasa pregătitoare, au existat o serie de cursuri care s-au făcut pentru a pregăti această trecere a învățătorilor cumva spre preșcolar. Am avut norocul să fac cursurile cu doamna Mirela Barcan. Cred că o cunoașteți, un formator de excepție, care practic așa mi-a deschis pofta pentru joc și joacă. Și am plecat la drumul cu încredere. Un alt factor care pentru mine a fost, zic eu, decisiv, e că primul an de clasă, prima serie cu clasă pregătitoare a fost o serie în care mi-a fost elev chiar băiatul meu. E o discuție mare pe care cadrele didactice o poartă cu cei din jur atunci când sunt nevoiți cumva să-și ia în clasă propriul copil. O fi bine, o fi rău, pe mine m-a ajutat să-mi reglez tot actul didactic. Pe mine m-a schimbat foarte mult faptul că l-am avut pe el ca elev. Mă reglam din mers, îl vedeam acasă ce vrea, la ce reacționează, când e prea mult, când e prea puțin, ce le place și ce nu le place. Eu nu regret o clipă că l-am avut elev, deși să știți că n-a fost comod la început. El voia să vorbească și să răspundă doar el ca să-mi arate cât e de deștept. Dar cumva s-au reglat lucrurile. Nu zic că n-am avut și parte și de răutăți din partea altor copii care l-au acuzat că are rezultatele pe care le are, pe că este băiatul meu. Doar că timpul a demonstrat că rezultatele au fost pe bune, pe merit și mă bucur și de rezultatele lui acum la fiind elev în clasa. Cineva are tripleți și sunt acolo, chiar sunteți o eroină cu tripleți. Cum e cu tripleți? Nu, trebuie să vă deschideți microfonul și să ne spuneți cum e cu tripleți și ce clasă sunt tripleți acum. Doamna Viorelia. Cred că trebuie să deschid eu microfonul sau nu puteți. Dacă doamna vrea mai târziu să ne povestească, eu ascult. Deci, consultați la început programa școlară ca să știți cam ce parcurs vă așteaptă pe un an de zile. La pregătitoare avem puține obiecte pe care noi le predăm. Comparativ, nu funcționează. Era o poveste interesantă cu triple, să vă trăiască doamnă și să vă bucurați de ei. Eram la consultarea programei școlare. Deci noi predăm la clasa pregătitoare, da, CLR-ul, comunicare în limba română, MEM-ul, matematică și explorarea mediului, dezvoltarea personală și muzică și mișcare, alături de AVAP, arte vizuale și abilități practice. E foarte frumos că la clasa pregătitoare chiar le putem îmbina pe fiecare și e o discuție aici care merită făcută. Nici nu cred că ar trebui să le separăm. Dacă cumva între română și matematică se simte o trecere, dezvoltarea personală, AVAP-ul și
Memo ar trebui clar cumva așa strecurate prin aceste obiecte și nu să ne desfășurăm o activitate întreagă în care încercăm să învățăm un cântecel, ci un moment din lecția aia de CLR să fie de muzică, un moment din lecția de matematică și eu cred că ne-am acoperit partea de muzică și mișcare din program. Alegem auxiliarele cu care vom lucra. Și acum eu vă provoc doamnele cu experiență, pentru că celor doamnele aflate la început de carieră le va fi greu. Să nu luați auxiliare. Și aici o să-mi iau, cred că, hate de la toate editurile posibile. Eu, clasa pregătitoare, am mai folosit auxiliare. Dar de la clasa 1 până astăzi, la clasa 4, nu am mai luat deloc. Pentru că am ajuns la concluzia că mai mult mă încurcă decât mă ajută. Trebuie să le fac, dacă tot le-am luat, să merg pe o idee pe care autorul a îmbrățișat-o și eu aveam cu totul altceva când veneau altele sau îmi propuneau copii alte activități și nu mă mai puteam ține de ele și da, să știți că se poate și fără auxiliare. Într-adevăr, dacă nu aveți auxiliare, vă trebuie o imprimantă foarte bună și multe topuri de hârtie, pentru că cumva trebuie să supliniți lipsa acestor auxiliare. Știți că nu vă ajută cu nimic manualul decât un text pe care s-ar putea la un dat să vă prindeți urechile în el că nu reușiți să-l decodați cu elevii, depășind cu mult nivelul lor de înțelegere. Am pierdut la un text săptămâna aceasta, cred că 3 ore, doar să descoperim cuvintele și expresiile pe care ei nu le înțelegeau. Și dintr-un text de o pagină și jumătate, ca așa sunt la clasa a patra, am explicat aproape jumătate din el că ei nu îl înțelegeau, nu cunoșteau sensul multor cuvinte. Și atunci prefer să vin eu cu. Într-adevăr, este o muncă în plus, este un efort pe care eu l-am ales să-l fac. Și vă recomand să încercați și să prindeți curaj. Vreau să merg mai departe, că o problemă pe care eu am avut-o și m-a preocupat tot timpul și iar e o dispută la nivel național așa, că cu numele clasei pregătitoare sau a copiilor la școală, la grădiniță s-a practicat tot timpul. Grupa buruzelor, grupa albinuțelor, când s-a preluat această clasă de la preșcolar, s-a mers și cu această idee, să-i dăm un nume, să-i dăm o mascotă, să ducem cumva clasa asta mai aproape de joacă și de joc. Sunt persoane care nu îmbrățișează ideea, le înțeleg perfect, fiecare este liber să facă cum simte, decât să preia ceva care nu îi se potrivește, să meargă pe feeling-ul personal. Eu am avut prima serie de pregătitoare, clasa albinuțelor. Erau la modă, sunt și în continuare. Cred că avem ce învăța de la albine, de-aia le-am și ales ca mascote ale claselor. Și o să vedeți mai încolo și chiar mi-am dus tot demersul didactic și toată amenajarea spre aceste insecte harnice. Când am preluat următoarea clasă, am stat ceva timp și m-am gândit că nu voiam nici buburuze, nu voiam nici albine, nu voiam nici bufnițe. Și aici am auzit așa multe hate-uri că mamă le-au făcut copiii bufnițe. Eu sunt convinsă că doamna când a ales clasa bufniților s-a gândit la simbolul înțelepciunii. Nu, e ușor să aruncăm cu piatră în cineva, cu pietre în cineva, e mai greu să concepem noi ceva. Eu am ales clasa spiridușilor și când m-am gândit la spiriduși, am început să caut și informații legate de aceste legende. La început am vrut să dau un pic înapoi, pentru că se pare că nu sunt tocmai niște ființe pozitive. Ele sunt niște ființe malefice în unele legende, tentate să facă mult rău. Dar am găsit și o parte pozitivă a lor, unde este întruchipat ca o ființă de proporții adesea minuscule, dar cu însușiri supranaturale, poate lua forme diferite, copil foarte mic, pui de găină, muscă, fluturile, șarpe.
este foarte sprinten și aici clar are un lucru în comun cu elevul de 6 ani, care nu stă locului o clipă. Ne-a stâmpărat, zburdă în preajma omului. Se spune că dacă un om prinde un spiriduș, acesta trebuie să îndeplinească omului 3 dorințe. Și am mers pe ideea asta de spiriduș, dar m-am gândit cum să-i duc pe copii într-o poveste, adică nu doar să-mi aleg un nume, un simbol, o mascotă și hai, asta este. Și atunci, pentru că aveam doar 14 elevi pentru clasa pregătitoare, și o să zică lumea, wow, ce bine, ce ușor, da, și noi am vrea să lucrăm cu 14. N-a fost alegerea mea să lucrez cu 14, a scăzut natalitatea foarte mult și de la o serie de 28 de elevi am trecut la jumătate. Dar simt că efortul meu este mai mare acum, pentru că atunci când aveam 28 de elevi explicam ceva și 25 înțelegeau din prima ce au de făcut și 3 mai aveau nevoie de ajutorul meu. Acum explic ceva, 3 fac singuri și ceilalți mă solicită permanent. E o diferență clar între generații pe care cred că o vedeți și dumneavoastră. Și după ce, cum am spus, că mi-am consultat programa, că m-am uitat la auxiliarele cu care am lucrat la clasa pregătitoare, încă am mers pe ele, m-am uitat la unitățile tematice pe care urma să le studiez și astfel fiecărui spiriduș i-am dat în grijă un ținut pe care să-l stăpânească. Și mi-am ales 14 spiriduși în funcție de unitățile de învățare pe care urma să le parcurg. La o unitate am prins mai mulți spiriduși și o să vi și arăt pe spiridușii mei pentru că i-au intrat într-adevăr în rol și în poveste. Avem aici spiridușul toamnei. Ce se întâmpla practic? Când începeam o nouă unitate de învățare sau o nouă parte din unitatea respectivă, spiridușul, în colaborare cu părinții, am făcut totul, altfel nu se poate, venea pregătit cu o poezie pe care eu i-o dădeam, prin care își prezenta ținutul și avantajele și se lăuda față de ceilalți, costumat, bineînțeles, corespunzător și câte un mic dar pentru colegi. Avem aici spiridușul toamnei, spiridușul fructelor și a legumelor, spiridușul animalelor care a venit cu cățeluși, cu pui de căței, spiridușul iernii, spiridușul Crăciunului, spiridușul apei, al păsărilor, apoi am spiridușul insectelor, o albinuță care ne-a adus miere, spiridușul, cred că aici este, al basmelor, spiridușul universului, care, drept să vă spun, este singurul copil care și la ora actuală știe tot ce se poate despre univers, pentru că atât de încântat a fost de rolul pe care l-a primit, încât el simte nevoia să se documenteze tot timpul și să vină cu un portofoliu, să le țină iar lecții colegilor, să le explice că luna este satelitul natural al Pământului și că soarele este o stea și întotdeauna la știință este o sursă foarte utilă. Spiridușul primăverii care ne-a adus ghiocei, spiridușul Paștelui care a venit cu cozonac și ouă roșii, spiridușul timpului și spiridușul verii. Ăștia au fost spiridușii mei. Ei tot timpul au participat la activitate. Ei au coordonat cumva pentru că, încântați de acest rol, veneau cu foarte multe informații. Și acum mi se întâmplă, chiar a fost o situație foarte haioasă. Aveam foarte multe muște în clasă de la căldura, în frigul ăsta care s-a lăsat deodată și mi-am făcut rost de palete și le fugăream să le omor și spiridușul insectelor îmi zice, vai, dar nu le omor, zic, da, dar mă enervează, ci da, știu că sunt enervante, dar eu sunt spiridușul lor și trebuie să le ocrotesc. Deci să vedeți cât de mult și-au luat ei rolul în serios. Și provocarea cea mai mare pe care o avem la începutul anului școlar este să ne amenajăm sala de clasă. Pentru că știm că nu peste tot și condițiile sunt cum sunt și finanțarea învățământului este cum este. Oricât și-ar dori
directorii să facă și vă zic că sunt director de jumătate de an și oricât mi-aș dori eu să fac și cât mă dau peste cap, mă lovesc de lipsa banilor și de lipsa finanțării și de promisiuni că o să primiți, dar în buget nu e nimic, bate vântul. Și atunci improvizăm și încercăm să căutăm variante cât mai accesibile buzunarelor noastre și știți că fiecare început de an școlar presupune un efort financiar al cadrului didactic. Nu zic, am avut mulți ani în care părinții mi-au sărit în ajutor, dar sunt genul căruia îi place să se descurce singură și nu prea apelez la ei, dar ei simt când e ceva și vin spre mine. Cam așa arăta clasa înainte să înceapă clasa pregătitoare, sala de clasă. Bineînțeles că nu pot să lucrez în așa ceva. Pentru mine școala este a doua casă. Dacă eu nu mă simt confortabil în sala mea de clasă, sunt deprimată. Eu am o problemă și cu o planșă. Dacă stă strâmb așa, mă urc pe scaun și o îndrept. Și atunci am încercat să caut soluții. Soluții după buget. Și uitați că apropo de provocări și soluții. Te duci la un magazin din zonă și te rogi să-ți dea raftul pe care nu-l mai folosesc. Și începi să-l acoperi tu cu hârtie și să-l lipești și să-l împodobești, astfel nici nu știu pentru ce era standul ăsta, devine un stand pentru clasă. Pentru că lambriul era foarte urât și timpul scurt și bani lipsă, cea mai ieftină soluție a fost să-l împodobesc cu autocolant. Am mai văzut și variante de pictat, de vopsit, practic, lambriu și există niște vopsele pe bază de apă. Cred că sunt și astea o soluție de compromis, să spun așa. M-am apucat și am pictat pereții. Vă recomand anul acesta cu toate colegele mele de clasă pregătit de ciclu primar. Ne-am pictat un perete în spatele clasei, colorând varul lavabil cu pigment. Într-adevăr, mai scump e pigmentul decât varul lavabil. Asta recunosc că am făcut-o din bugetul școlii. Am mai avut ceva bănuți. Aici am pictat dealurile, sunt pictate. În schimb, spiridușii nu. Spiridușii nu. Spiridușii sunt măriți cu programul Block Posters. Și dacă nu-l cunoașteți, să știți că este un program bun și dacă nu vă mărește de ajuns imaginea pe varianta free, că puteți să plătiți să o faceți și mai mare, eu procedez altfel. Îmi decupez imaginea în alte două imagini mai mici sau în patru imagini și măresc fiecare parte și apoi le laminez și le asamblez. Deci spiridușii aceia sunt măriți, laminați și lipiți pe perete. Numai că și fiecare spiridus nu l-am găsit așa pe internet. Am lucrat la el și l-am împodobit ca să-l fac să fie al verii, al toamnei, al iernii, al legumelor și fructelor, al insectelor. A trebuit să lucrez și să-l împodobesc. Lucram foarte mult în Word și în Paint. Acum am descoperit de ceva timp Canva, pe care îl recomand. Dacă nu știți să lucrați, urmăriți niște tutoriale, e un program extraordinar și dacă încărcați și o adeverință de la școală, cum că sunteți cadru didactic, aveți acces gratuit la toate resursele și chiar merită programul, este minunat. Andrada Mazilu mi-a dat contul cu această ofertă pentru cadrele didactice și de atunci nu mai știu ce fișe să mai fac, îmi plac tare. Cum i-am aștept? Mi-am împodobit inclusiv și dulapul, vedeți, ne-am căutat și biblorafturi verzi, pentru că asta a fost imediat Block Posters, da? Ăla este programul pentru mărit. Au și imprimantele. Imprimanta mea are opțiune de mărire, dar nu mărește mai mult de 3x3, deci de 9 pagini. Mulțumesc că răspundeți în locul meu ca să nu mă opresc din vorbit, că mie dacă mi-a spus pauză, nu știu de unde să o mai iau.
Prima dată ne-a făcut îngrijitorul de la școală. I-ați văzut și în imaginea de mai devreme, mă sprijină tot timpul în orice idee. Mi-a făcut niște rafturi din niște picioare metal, ce cred că se găsesc la cele depozite, și cu resturi de parchet, pe care mi-am pus acele coșuri de plastic colorate în care copiii își țineau toate rechizitele. Ce vedeți pe bâncuța lor este modul în care mi-am așteptat eu în prima zi. Le-am făcut o tichie de spiriduș, le-am oferit un borcan cu un bănuț de aur, pentru că și aici am mers pe o poveste. Știți că la cap există acei spiriduși care păzesc comoara de la capătul curcubeului. Și eu am zis că m-am întâlnit cu el, am primit pentru ei niște bănuți, dar nu am de ajuns. Și de fiecare dată când o să mă mulțumească, o să fac o activitate deosebită, vor primi în borcanul lor câte un bănuț de aur. Erau niște bani de ciocolată, deci vă dați seama că... Da, cred că scrieți Canva educațional, eu mă și întrerup. Și dacă scrieți Canva educațional, o să vedeți acolo când creați contul că vă cere să introduceți undeva adeverința. Și puteți folosi orice adeverință pe care o aveți de la școală. Nu știu, și dacă aveți una cu calificativ sau ce va trebui pentru un dosar în ultimul timp, o puteți încărca și pe aceea. Dacă nu, puteți solicita alta de la școală, că nu cred că vor fi probleme să nu vă dea cineva adeverință că sunteți cadru didactic acolo. Le-am mai oferit și o baghetă magică. Sunt niște porcării, mă scuzați pentru cuvânt, dar sunt chiar niște porcării din acelea de la consignație de 50 de bani cu praf magic, și acest praf magic să-l folosească în caz de nevoie, când se simt fără putere, și să-l soarbă. Bineînțeles că el a terminat din prima zi. Și au avut și o brățară aici din acelea tot de la Pepco, care luminează când sunt activate, ca să le lumineze drumul în călătoria lor spre cunoaștere. Baloane de săpun și baloane. Mult mai târziu ne-au venit și restul mobilierului, că am reușit să facem am reușit să facem rost de niște bănuți, dar au venit lucrurile mai greu. Sunt aici, vedeți, niște canapele din spumă și niște dulapuri colorate. Pernele sunt achiziționate de către părinți, restul de către școală. Sunt de pe site-ul Omfal. Sper că nu mă ceartă nimeni că fac reclamă, dar să știți că au venit destul de greu. Calitatea este îndoielnică. Vă spun pentru că acele rafturi le-am montat eu cu șurubelința, că îngrijitorul tăia porcul și atunci n-am avut de ales decât să pun mâna pe șurubelniță, și destul de slabe calitativ, dar altceva nu am găsit. Cam așa arăta clasa noastră, cu cei 14 spiriduși pe pereți, cu insigne, cu ramă pentru prima zi, și bineînțeles că nu se putea fără uniformă. Sunt pentru uniformă, ei, și pentru o uniformă în care copilul să se simtă lejer. Eu le-am propus părinților să-i trimită la început cu tricouri și cu pantaloni de training. Asta este ținuta oficială, pentru că mămicile au zis: cum, fetițele, măcar o fustiță, un sarafan? Le-am zis: faceți-le și un sarafan. Dar la clasa pregătitoare am stat foarte mult pe jos și nu știu dacă ați văzut fetițele ce fel stau ele cu fustițele pe jos. Și așa că... am stat mai mult, adică au stat fetițele mai mult în colanți și cu tricoul acesta verde pe care eu îl ador. Asta a fost uniforma noastră de clasă pregătitoare. La clasa întâi a mai crescut, ne-am mai făcut și cămăși, s-au gândit mămicile. Să știți că eu am niște super mămici. Am avut noroc, nu că le lau, sper că nu mă aude niciun acum, dar nu m-am ocupat.
doar îmi cereau părerea. Ce spuneți? Mai le luăm și nu știu ce? Deci au început să le ia inclusiv clame verzi, comandate de pe AliExpress, adică a fost o implicare maximă. Și costume de training. Aceste costume, apropo de tricouri, pentru că sigur o să mă întrebe toată lumea și iar repet, nu vreau să fac reclamă nimănui, deși ar trebui site-ului respectiv să cer bani. Aceste tricouri astăzi sunt în valoare de 30 de lei, atunci erau 25. Nu sunt personalizate cu siglă nimic. 30 de lei de pe fabrica de tricouri este un site. Vă zic pentru că noi, toată școala ne-a făcut, fiecare clasă are altă culoare. Și sunt așa de frumoși și ne identificăm așa de ușor. Nu avem o uniformă a școlii, dar la clasele primare ne-am luat fiecare clasă câte o culoare. Și să vedeți ce frumos în pauză, zicem, uite verzii tăi, nu știu ce au mai făcut, uite portocalii tăi cum aleargă. Și identificăm imediat. Și training-uri au, la fel și celelalte clase, alte culori, alte combinații, sunt foarte frumoși. Părinții, bineînțeles, că și-au personalizat ca să nu încurce bluzele de training. Ăștia au fost, între timp am mai crescut, suntem 16, am schimbat și modelul de training. Aici este, e un training de la Givova, undeva la 100 de lei, dar să știți că e un training pe care ei l-au purtat 2 ani de zile. Și la fel și tricouri, adică prețurile cumva, știu că asta sperie foarte mult la început. Câți bani? A, dai copilul la școală, câți bani îi trebuie? Păi stai așa, că vrea doamna pachet de auxiliare de 100 de lei, mai vrea încă 200 de lei de uniform. Eu am fost părinte de elevi de clasa 9 și ca o mamă dedicată și un cadru didactic implicat, m-am dus și am făcut copilului și sacou pe care nu l-am îmbrăcat, dar am dat 380 de lei pe el și stă foarte bine pe umeraș. Vă spuneam de clasa pregătitoare din 2013, atunci am fost nevoit să învățăm în școală, în grădiniță, pentru că încă nu era terminată aripa nouă a școlii. Și nu numai că am fost nevoiți să învățăm în grădiniță, ci a trebuit timp de 2 zile să scoatem pe data de 13 și 14 septembrie să scoatem mâlul din grădiniță pentru că au fost inundații în localitatea noastră și grădinița a fost afectată. Și am zis că nu, copiii trebuie să vină în prima zi la școală, că ei așteptau cu nerăbdare și nu putem să închidem ușile și să spunem că știți, e noroi. Și cu doamnele educatoare, cred că am niște poze pe Facebook cum scoteam noroiul din grădiniță, că n-am avut la cine să apelăm, altcineva, toată lumea era afectată. Am stat și am scos foarte mult noroi din grădiniță, după aceea a venit o firmă care a înlocuit parchetul și gresia de pe hol. Așa i-am așteptat pe albinuțe. După câte vedeți, mi-am pus un stup în mijloc din care au plecat albinele în zbor. Asta a fost varianta din 2013. Acum lucrurile au evoluat, găsim foarte multe lucruri. Atunci încă mai mergeam cu panouri de polistiren, acum nu le mai folosesc. Am făcut sub formă de fac. Și pentru că e vorba de tot timpul de materiale și văd că se cer foarte mult, sunt ca și dumneavoastră probabil în foarte multe grupuri pe Facebook și vedeți când începe anul școlar, începe, aveți materiale cu, de unde găsesc să cumpăr și așa mai departe. Eu nu prea cumpăr materiale didactice gata făcute, iar noi ne și înțelegem foarte bine colegele de primar. Gratis Canva. Scrieți Canva educațional și dar să urmați un tutorial cum se lucrează în Canva, că are destule lucruri de oferit și chiar e păcat să nu-l folosiți. De exemplu, acel calendar cu întâlnirea de dimineață l-am de la o colegă care s-a tot plimbat de la o colegă la alta. Nu ne cumpărăm fiecare, nu le ținem la noi în dulap, nu. Și acum vă mărturisesc ceva, că această întâlnire de dimineață eu am făcut-o cam, hai să zic, maxim 2 luni de zile. Și la un moment dat deja mă plictisisem eu de această întâlnire și am schimbat-o și am făcut cu totul alte activități. Da, sună bine, la început e frumos, dar se plictisesc și ei să tot repetăm, să
Să tot repetăm, cu ce am înlocuit polistirenul. Am pereții pictați. Dacă mă urmăriți pe Facebook, grupul meu, Clasa Spiridușilor, vedeți decorațiunile. Am pereții pictați, iar pentru afișaj folosesc sfor pe care agăț cu cârlige. Și mai am un panou pe care l-am. E un polistiren din acela subțire care se pune sub parchet și l-am înfășurat cu un material din fâș ca să nu se vadă și mai e prins și pe acela. Dar în general folosesc sforile sau mai am o tablă magnetică pe care afișez rezultatele. Nu mai folosesc panouri de polistiren și cred că am și vreo 10-12 ani de când nu mai afișez anotimpurile în clasă. Și pe mine ce m-a ajutat foarte mult la clasa pregătitoare este acest pachet de la Edu, cred că era. Le-am cumpărat cadou copiilor de Crăciun, tuturor copiilor. Avea un CD cu niște aplicații foarte frumoase și niște activități interactive foarte reușite. Nu știu dacă îl mai au pe piață. Acum cred că au apărut și. Este și acum. Da? Este și acum. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult și copiilor le-a plăcut foarte mult. Aici e o foaie liniată pe o parte, gen dictando, pe partea cealaltă cu pătrățele și laminată, pe care copiii scriu cu marcare de tablă și șterg cu șervețele umede pentru exersare. Planșe pe care acum le găsiți cu literele peste tot. O chestie pe care pe mine personal mă irită este afișarea lor înaintea predării. Deci ne pregătim sala pentru începutul anului școlar și umplem peretele ăsta cu litere, peretele ăsta cu cifre și am terminat. Nu. Eu le-am atașat treptat, în funcție de cum le-am predat. Exact așa ar și Este trebui în să se regulă, așeze. Da, deci nu? așa. Nu știu, e o recomandare, pentru că odată nici nu mai sunt atrași de ele, pentru că se obișnuiesc și nu le sesizează. Acum, apropo de Eu, cap. de exemplu, la litere, am afișat literele, cele de pe Twinkle, scuze că mă bag așa, am afișat literele sus. M-au ajutat în momentul în care au învățat să-și scrie numele, au învățat să scrie cuvinte scurte și nu știau că nu făcusem încă, da? Adică dacă îl cheamă Edi, în prima săptămână nu l-am făcut nici pe Ed, nici pe D, nici pe I. Da. Și atunci le arătam să asocieze că E-ul vine de la elefant, D-ul vine de la ce imagine o fi fost la D pe perete. Dar când făceam litera, sărbătoream litera și aveam balon cu literă, Exact pe așa am care făcut. după aia îl puneam pe sfoară. Da, super. Și la noi era sărbătorit și copilul care avea numele cu litera respectivă. El primea balonul, deci era eveniment. La mine balonul a rămas în clasă. Da. Și recomandă și planșele să fie niște planșe cât mai simple, cu niște elemente vizuale mari pentru și cu lucruri cunoscute de ei. Chiar am asistat săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, la o colegă la o activitate și chiar mă distra un băiețel când avea de dat exemple de cuvinte cu anumite sunete, căuta repede pe pereți imagini ca să-i vină în cap. Deci lor le prinde bine să aibă și nu foarte încărcat. De exemplu, acum, cum am prezentat, cum am avut eu clasa la pregătitoare, acum, sincer vă spun, nu aș mai face așa. Mi se pare foarte încărcată. Am început să renunț la acest element și mi se pare. Ce toată lumea cere alfabetar și am văzut că se fac afaceri frumoase din alfabetar. Dacă aveți o imprimantă, dacă aveți laminator și o mamă ca a mea, vă face singură. Mama mea a făcut suportul cu buzunare. V-am spus că a fost învățătoare, dar se pricepe și la croitorie și eu mi-am făcut singură literele. Le-am printat, le-am laminat, le-am decupat, le-am pus magnet pe spate. Știți că se găsesc în librării folii de magnet. La fel am procedat și cu elementele de pe tablă de acolo, cu cifrele, nu sunt cumpărate, toate sunt făcute de mine. Boabele de fasole la îndemână să numărăm și să formăm tot felul de mulțimi. Am făcut acolo, în partea dreaptă jos, să vedeți niște mașini de calcul pentru adunare și pentru scădere.
Popice, știți, ca orice cadru didactic care se respectă, că nu puteți să treceți pe lângă Pepco și Jumbo, că nu există așa ceva la noi. Noi trebuie să intrăm și să ieșim cu ceva pe care să-l folosim la clasă. Deci folosiți obiectele pe care le aveți la îndemână. Ne-am dorit un teatru pentru copii. Am jucat foarte mult teatru la pregătitoare și am găsit o soluție la îndemână, că tot vă spuneam de mărit. Copilașii, să știți că n-am folosit anul acesta alfabetare. Seria trecută le făcusem și lor, m-am chinuit și le-am făcut tot așa micuțe, laminate de mine, le dădeam tot timpul, le țineau niște plicuri transparente, toate literele, dar când au început să le scoată și când deja aveam prea multe litere, era un haos total și anul acesta am renunțat. N-am lucrat cu alfabetare cu copiii. Lucram doar la tablă, formau cuvintele doar la tablă. Pe băguțele lor nu lucram cu alfabetare. Scriam pe fișe, identificam, dar nu au avut alfabetare. Mi se pare, pierd foarte mult timp. Și mai ales că, apropo că spuneați de copiii care nu știau să-și scrie numele, eu am fost norocoasă. Toți copiii mei știau să-și scrie numele de la grădiniță, deci le pot mulțumi doamnele educatoare pentru asta. Eu am avut doi în clasă care știau. Da, nu știau ce litere sunt. Deci nu știau ce litere compun. Câțiva știau ce litere sunt învățaseră în mecanic, dar m-a ajutat lucrul acesta pentru că știau să-și semneze orice fișă. Acolo am făcut acel castel din înghețată, gen teatru, dintr-un ambalaj de la niște mese de acelea pentru restaurante. Se cumpăraseră la noi la Casa Miresi, la localul unde se țin nunți, niște mese și am cerut și eu ambalajul acela mare de carton. Am mărit acel castel de înghețat cu acel program pe care vi l-am spus mai devreme, block posterul, pentru că e o dimensiune foarte mare. A trebuit să împart imaginea și să o scot, cred că am folosit 100 și ceva de coli. Și aici vedeți că mi-am făcut și materiale pentru matematică. Mi-am făcut și cifrele și rigletele. Mi-am adus aminte de când eram eu elev și aveam și în primii ani de învățământ. Știți că aveam seturile acelea de riglete de plastic cu care învățam numerația. Și mi le-am făcut eu singură. Ce am mai folosit? De la copil de acasă, bine, că tot ce avem acasă știți că ducem la școală, asta este regulă. Ne-am făcut aici un șotron, ne-am făcut un ceas, o pălărie pe care am făcut-o magică, că am învelit-o în folie de laminat. Aici sunt niște ochelari VR, dar sunt varianta aceea în care pun telefonul meu. Deci acești ochelari sunt undeva la 50 de lei, dar fără telefon nu prea aveți ce face. Și mi-am confecționat tot felul de jocuri. Aici, când am avut adunarea și scăderea numerelor naturale și adunau punctajele, aici cu merele, un joc care prinde foarte bine și l-au adus aminte și zilele astea la clasa a patra când m-au văzut cu paleta de muștici, îți mai aduce aminte, copiii mei mă tutuiesc, i-am lăsat să mă tutuiască, eu nu am o problemă cu folosirea pronumelui de politețe, acum încearcă să-l folosească pentru că au crescut și au sesizat că lumea așa mi se adresează, numai că în loc să-mi spună dumneavoastră, îmi zice voi ați făcut sau voi, dar învață ei că sunt copii isteți, nu fac probleme. Acel joc cu musca puteți să-l folosiți cu paleta de muște, puteți să-l folosiți cum doriți. Aici aveam pe jetoanele acelea scrise silabe, cuvinte pe care eu le citeam și ei trebuia să caute cuvântul sau silaba respectivă și să o omoare practic cu paleta. Puteți să faceți cu orice vreți, cu operații, cu litere, cu aici jucam bowling, dar ideea e nu că doar jucau, aveau și de adunat după aia pe fișă, aveau o fișă cu aceste popice unde își calculau punctajul în funcție de câte popice doborau. Aici e o activitate pe care au făcut-o la matematică în perechi, unde aveau pe un strugure niște operații, iar pe dopurile de plastic de la sticle aveau lipite cifre cu rezultate. De exemplu, la U,
Ne-am adus potcoave, că suntem la țară, ne-am adus umbrele, tot de la Pepco, că sunt cele mai ieftine, imagini pe care le-am lipit pe umbrelă, jocuri multe aduse de la mine de acasă, ce vă povesteam la matematică, rigletele, semnele de comparare. Aici este un bidon de 5 litri cu un pinguin cu gura largă care așteaptă să fie hrănit cu peștișorii pe care sunt cuvinte cu P și pe care copiii au pescuit, pentru că pe fiecare peștișor am prins câte o agrafă de aceea de birou, iar fiecare undiță avea în capăt magnet, undițe cu care au venit ei de acasă. Aici e o activitate pe care am făcut-o în recunoașterea sunetelor, instrumente muzicale, am apelez de foarte multe ori la ei. Când am o temă, întreb ce aveți, aveți, care aveți, aduceți și atunci avem de toate, celebri bani, tot de la Pepco. Aici când a fost în lumea animalelor, am învățat și să mulgem o vacă, celebra parașută, face parte din materiale didactice pe care am reușit să le achiziționăm la școală, nu sunt ale mele personale. Ce alte materiale didactice sau ce alte soluții mai aveți pentru material didactic? De unde vă mai procurați materialul? Sau chiar credeți că este necesar să-l cumpărăm? Pentru că a devenit o afacere acum, dacă stăm și ne gândim. Ne apar multe reclame pe Facebook cu tot felul de obiecte. Nu știu dacă pe Facebook avem întrebări sau alte mesaje. Eu, spre exemplu, le-am recomandat părinților să scrie cu un marker permanent pe dopurile de la sticle literele învățate până la acest moment. Adică să construiască un mic alfabetar. Da, e o idee super. Am folosit foarte mult jucăriile lor. Deci, întotdeauna, orice activitate am făcut, m-am folosit de jucăriile lor. Știți că și noi ducem de acasă multe. Și cum spuneam. Da, muncim mult, într-adevăr. Stăm câteodată când am cât un vine câte o idee, am și zile întregi când stau și muncesc la ele. Deja acum mă gândesc ce o să facem noi luni când ne întoarcem la școală, pentru că ei așteaptă Halloween-ul clar, chiar dacă nu e o sărbătoare pe care. Da, câte cumpăr. Să știți că, de exemplu, la mine copiii mei au posibilități, dar ei sunt atât de încântați de ce le aduce doamna, încât mi-e foarte drag să le cumpăr. Deci le-am luat de 1 martie, că le ofer și eu mărțișorilor, le-am luat niște yo-yo în formă de buburuze. Deci nu vă zic, o săptămână numai buburuzele alea le-am văzut prin clasă și făceau fetițe. E cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată și aveați impresia dacă o auzească, vai de mine, dar chiar au posibilități și părinții chiar le cumpără de toate, dar cei de la doamna e sfânt. Nu vreau să ating toate, sunt multe de discutat la pregătitoare și despre cum abordăm predarea asta integrată și ce presupune, pentru că tot auzim integrat, 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 deși avem un orar, ne e frică, trebuie să respectăm. Nu, nu cred. Mie mi se pare la pregătitoare că am foarte multă libertate. Foarte multă libertate. Faptul că nu am notare, deși evaluare fac, pentru că evaluare trebuie să știi unde te afli, unde sunt problemele, ce mai trebuie remediat. Cum faceți această evaluare? Lămuriți-mă și pe mine, pentru că mie mi se tot spune că nu se face evaluare. Da, am auzit și acum, nu se face evaluare scrisă inițială la pregătitoare, am auzit ultima dată acum. Nu știu ce înseamnă evaluare scrisă, că dacă l-am pus pe copil să-mi coloreze frunza din copac cu verde și cea de jos cu albastru, nu mi se pare că
l-am pus să scrie nu știu ce, ci pur și simplu vreau să văd dacă el știe poziția obiectelor, dacă el cunoaște culorile. Nu putem. Eu am făcut evaluarea inițială scrisă, am avut niște fișe pe care le-am dat copiilor să le lucreze, bineînțeles, cu indicațiile mele, că ei neștiind ce să scriu, să citească, aveau nevoie de indicații. Am urmărit să văd dacă identifică sunete, dacă despart corect în silabe, pentru a ști unde, de unde să plec. Tot această discuție cu evaluarea inițială o aud în continuare, că se face doar la început de ciclu, că se face doar la pregătitoare, doar la clasa 5-a, doar la clasa 9-a. Mi se pare că un cadru didactic care se respectă, chiar dacă am predat tot eu anul trecut la elevi, acestor elevi, simt nevoia la început de an sau chiar la început de un nou capitol să văd ce mai țin minte din ce am lucrat până atunci. Adică o evaluare inițială eu fac în fiecare an. Eu trebuie să știu de unde plec. Adică nu stau eu bazată că da, le-am făcut anul trecut și clar știu. Nu, vreau să văd ce mai știu și să văd cum îmi construiesc mai departe parcursul de predare și de evaluare. Poate unele noțiuni le știu foarte bine și n-are rost să mai pierd timp cu ele, nu? Și atunci intru direct în lucruri mult mai complicate. Cum e la mine, au reușit toți elevii să Nu, aproape toți elevii să citească de la clasa pregătitoare. Să știți că e un bonus dacă ei reușesc să citească de la clasa pregătitoare. Când ajungeți în Dar clasa. nu Spuneți. se specifică nicăieri că ar trebui neapărat să citească la Nu, clasa nu, și să pregătitoare. știți, că sunt copii care reușesc abia la sfârșitul clasei a doua să citească. Deci Pentru nu că trebuie să eu intrați în panică dacă ei nu știu. Și nici să. am părinți care deja la momentul acesta, după ce am reușit să predau patru litere, au pretenția ca copiilor să citească cursiv. Da, Asta pentru că nu. am câțiva copii care deja știu să citească cursiv. Și să vă mai spun că, apropo de citit, eu nu mi-am învățat copilul să citească înainte să intre la școală. Deci copilul meu, când a intrat la pregătitoare, nu știa decât să-și scrie numele și l-a învățat la grădiniță, nu că l-am învățat eu. Că așa se întâmplă cu copiii noștri. Îi neglijăm, așteptăm să-i învețe alții. Și n-a știut. Și aveam copii care știau să citească și aveam complexul ăsta. Vai, ce mamă sunt, că nu l-am învățat și că nu știe. Eu chiar insist și cu acea tablă a mulțirii. Hai să o învățăm din vacanță. Și am zis, păi și rolul meu care mai este la școală dacă el vine cu ea învățată? Și o să vedeți și o să vă confirme. Copiii care sunt copii normali, obișnuiți, care nu au niciun fel de deficiență sau eu știu vreo dislexie nedescoperită, să citească foarte ușor și copiii cu probleme reușesc să citească, într-adevăr, cu mai mult efort, și o zic din experiență, dar faptul că ei nu știu să citească la sfârșit de clasă pregătitoare, dacă copiii aceia nu au nicio problemă, sunt niște copii care în rest știu să comunice, să răspundă la întrebări, să rezolve cu totul altfel de sarcini orale pe care le dați. Acei copii vor învăța și ei la un moment dat. Bineînțeles, cu efort, nu trebuie lăsați. Eu am avut doi copii care nu știau literele să le recunoască individual la sfârșit de clasa pregătitoare. S-au ambiționat foarte mult și au muncit în vacanță și au citit și au dat drumul pe parcursul clasei a întâi, iar acum e o plăcere să-i ascult cum citesc, pentru că sunt atât de încântați de ei și ridică tot timpul mâna să citească și pun patos atunci când citesc. Să citească mai ușor. Le-am făcut în clasa întâi, pentru că, știți, copiii nu citesc de plăcere. Le-am făcut, dar n-am acum la îndemână, dar o să caut o imagine. Le-am făcut niște telefoane din țevi de Pexal. De fapt, mi le-a făcut îngrijitorul de la școală. Aveau cumva receptorul în dreptul gurii și ajungea pe țeavă spre urechea lor sunetul pe care îl scot și se auzeau practic cum citesc. Le-am sugerat să se înregistreze, să se asculte, să citească cu voce tare acasă. Și legat de lucrul acesta, că sărim de la unul la altul cu evaluare, era începutul discuția. Da, eu am făcut o evaluare inițială pe foaie, să zic așa. Dar
cel mai mult la clasa pregătitoare e observarea asta sistematică. Da, știu că se recomandă acum aceste fișe de progres, recunosc, nu le-am făcut. Eu fug de hârțogăraie și văd că mă lovesc tot de ele. La 14 elevi este și ușor să-i urmărești și să le vezi aturile și deficiențele și să lucrezi cu fiecare în parte. Ce e mai important și cel mai important și succesul și cred că garanția ca un elev să înregistreze progres este relația cu părinții. Dacă reușiți să stabiliți de la început o relație foarte bună cu părinții și să colaborați și să lucrați pentru ele, copilul acela va înregistra progres. Dacă intrați în conflict de la început cu părinții, o să fie foarte greu, pentru că părintele va sta tot timpul chitit pe dumneavoastră să vă vâneze greșelile și nedreptățile. Dacă iar aveți părinți cu care nu se poate comunica, dezinteresați, și cred că avem și multe cadre didactice care lucrează cu copiii în aceste medii dezavantajate, toată greutatea cade în spatele dumneavoastră. Și acum, ține de fiecare. Dacă este doar o meserie și ați intrat, v-ați făcut ce ați scris acolo și ce v-ați propus pe ziua respectivă și v-ați atins obiectivele și ați plecat acasă și ați continuat tocănița sau altceva, nu vreau să fiu răutăcioasă, dar dacă vreți să faceți mai mult pentru copilul respectiv, vă zic eu că veți găsi o cale. Și vă zic din experiență, pentru că am avut de lucrat, a fost provocarea vieții mele să lucrez cu un elev cu deficiențe, deficiențe combinate, nu numai intelectuale, și cu niște deficiențe foarte grave de văz. Eu a trebuit să-mi fac absolut toate materialele singură, pentru că nu am găsit nicăieri. Dacă cineva are nevoie să mă caute, un copil care vedea doar cu caractere mărite de 30 și în sus. Și am reușit să o învăț să citească și să scrie, dar mi-a luat 2 ani de zile. 2 ani de zile în care am stat în plus peste program, pentru că în timpul programului nu-i poți acorda foarte mult timp acelui copil. Acest slogan, toți copiii integrați și toți copiii și lucrat individual, și știți că nu. Deci realitatea este cu totul alta. Când strigă 20 de copii după tine, dar la mine e bine, dar eu ce trebuie să fac, nu-ți mai permis să faci foarte multe lucruri. Dar dacă vrei și să faci și reușești, da, este muncă decisiv. De asta chiar vorbeam cu cineva, învățământul nu este pentru oricine. Dacă cineva consideră că vine în învățământ și are parte de un program relaxat, de respectul celor din jur, de concediu, eu pot să zic că știu exact în ce am intrat. Eu am văzut-o pe mama mea timp de atâția ani de zile, nu am avut așteptări foarte mari și nu am dat niciodată înapoi. Și cred că se poate acolo, unde se vrea, se poate. Și repet, mare grijă, cred că înainte de toate, când plecați la drum, cum vă creați relația cu părinții. Relația cu părinții este cheia succesului. Dacă ceea ce faceți în clasă se continuă acasă, imposibil ca să nu se înregistreze progres. Și cred că orice părinte, când copilul intră pe ușă bucuros și fericit și abia așteaptă să se reîntoarcă la școală, n-are cum să nu vă sprijine. Eu aveam copii la pregătitoare, aveam cel puțin o fetiță, 2 săptămâni s-a ținut de mine. În fiecare zi la prânz mă punea, sună pe mama și spune că azi mă e la tine acasă. Măi, dar nu pot să te iau, că vezi, că mă duc la fizioterapie, nu-i nimic, că eu te aștept, pot să stau și singură. Adică când acești copii nu mai vor să mai plece de la școală, eu cred că niciun părinte nu o să vină să zică, mă, ce nasoală ești ca învățătoare, îmi scuzați expresia, nu ne place de tine. Iar relația copilului nu înseamnă că să-i faci tu pe plac, la orice vrea. Să fii un profesionist în primul rând, să-ți faci meseria cu plăcere și cu dedicație și copiii simt treaba asta. Ei sunt cei mai aspri judecători. Și
la pregătitoare, dacă nici la pregătitoare nu te mai joci cu ei și nu ți-i apropii, nu mai ai altă șansă. Mie de asta și place pregătitoarea foarte mult, că ne-am jucat foarte mult și am învățat jucându-ne. Și chiar mi-au spus părinții la sfârșit de an și că eu nu știu când a învățat copilul ăsta să citească, că și chestia cu teme, să știți că nu aprob. Se pot face, se pot da niște sarcini de învățare acasă, dar nu să fie intitulate teme, nu să fie fișe pe care, sau caiete pe care trebuie să le lucreze la pagina D, la pagina D. Pot să-i dai de exemplu, am făcut la F, le-am dat să-mi facă fotografii cu obiectele din curte sau din casă, a căror denumire începe cu sunetul F. Mi le-au trimis pe Messenger sau pe WhatsApp, eu am făcut colaj și a doua zi fiecare copil a ieșit în față și a prezentat obiectele găsite prin casă. O fetiță a găsit și o fantomă. Așa că se pot face lucrurile și altfel. Ce le dădeam eu de făcut așa ca joacă, niciodată acest cuvânt temă nu era. Ce avem temă de făcut? Nu e exact temă de făcut. Aveau de exersat, să zicem, învățam o literă nouă să-mi scrie 10 silabe cu litera respectivă pe vocabular. La sfârșit de săptămână primeau o mini-cărticică în care aveau de colorat, de unit și câteva silabe sau cuvinte de citit. N-am exagerat, pentru că am plecat în seria trecută, mi-a dat mie așa prin cap să fac un concurs de cine scrie într-o săptămână cele mai multe cuvinte cu litera nouă. Și aveam niște copii atât de ambițioși în care ridicaseră miza foarte mult. Și copilul meu își dorea și el să câștige acea medalie de aur, care era din carton. Și m-a pus într-o săptămână, am scris 700 de cuvinte cu dicționarul în față. Și nu mi-a mai trebuit să mai fac treaba asta niciodată. Am zis, Doamne, Maica Domnului! Cum disciplina în clasă depinde ce înțelegeți prin disciplină, cum mențin disciplină cu jocuri. Dacă este joacă, clar este gălăgie, dar pe mine nu mă deranjează gălăgia. Eu reușesc să mă descurc cu ei chiar dacă ei sunt gălăgioși. Ne mișcăm, nu trebuie să stea doar în bancă. La mine nu există, ridicăm mâna când vrem să vorbim. Așteptăm un moment de pauză în ceea ce spun eu sau colegul și spun ce am de spus. Ne plimbăm, tot timpul ne schimbăm locurile, interacționăm foarte mult între noi. Cred că singurul moment în care copiii mei sunt liniștiți e când au o evaluare scrisă, acum la clasa a patra, de exemplu. În rest, nu există. Și avem momente când, hai, să facem și noi la fel, citim ceva și vine unii au o idee. Ce ar fi să facem și noi? Hai să facem, adică lăsăm exact lucrul pe care mi l-am propus eu deoparte și mă duc spre ei. Nu vă închipuiți că se face tot timpul așa. Și de asta mi-e ciudă la clasa a patra că nu mai am timp de joacă. Așa că jucați-vă la pregătitoare. Nu vă așteptați să vă stea copiii nemișcați în bancă și să își aștepte rândul, să răspundă. La mine problema cea mai dificilă este și acum la clasa a patra, e că absolut toți vor să îmi prezinte ceea ce au făcut. Dacă au de făcut un text, dacă au de compus o problemă, eu trebuie să-i ascult pe toți și nu prea mai am timp. Aici sufăr eu mult că nu am timp. Mi-ar plăcea să am program din acela prelungit ca în afară, unde să stăm și să ne rezolvăm toate lucrurile acasă. Și ca să sar de la clasa pregătitoare mai departe legat de teme, eu am o regulă instaurată la această serie, weekend fără teme. Eu sunt clasa a patra. Nu, să știți că în clasa a cincea o să vedeți că atât de bine se reglează copilul de ceva de speriat. Eu am trăit-o pe propriul meu copil. Fiind cadru didactic în aceeași școală, mă mai rugau colegii să le țin orele când aveau probleme de rezolvat și am rămas surprinsă când la o lună de zile în clasa a cincea, când am intrat la ei în clasă și am deschis ușa și s-au ridicat toți în stilul acela comunist, mă scuzați, bună ziua, de mie mi-au picat așa ochii de tristețe, trebuie să vă spun. Nu de nota 4. Ei s-au reglat foarte mult și au dat seama cum merg lucrurile, au ghicit profesorii și și-au reglat automat comportamentul. Ei se purtau așa cu mine pentru că eu le permiteam. În momentul când n-au mai găsit același stil, ei s-au dat după om
Și credeți-mă că au fost cei mai cuminți elevi din școală până când au terminat clasa a 8-a. Au ascultat, au respectat și au văzut de treaba lor, chiar dacă eu le-am permis foarte multă libertate în clasă. Pentru că n-a fost o libertate prost înțeleasă, cu o lipsă de disciplină. A fost o, chiar o mămică remarca la clasa a 4-a, la o serbare și a zis: Doamnă, sunt atât de agitați, dacă le-ați făcut un semn așa din ochi, toți s-au aliniat și au făcut ce trebuia să facă. Nu știu, cumva ei simt, cumva se reglează așa după noi. Na. Iar ai mei nu teme nici acum la clasa a 4-a în weekend. Mi-am așezat și astfel orarul. Aici ține foarte mult de treaba asta. Nu am matematică vinerea, am doar o oră de limbă română și abilități și educație civică. Și chiar dacă îi primesc joi la matematică, ei și-o fac de joi și nu mai simt presiunea pentru weekend. Iar la limba română primesc de citit. Asta nu este tema, asta este relaxare, cititul. Și nu știu ce să vă mai zic, că nu mi-am propus să epuizez și nici n-am cum toate subiectele care țin de clasa pregătitoare și aș fi vrut să vorbim mai mult, să interacționăm mai mult, să nu vorbesc doar eu. Pentru că clasa pregătitoare presupune foarte mult și vă fac așa o prezentare mai departe a câtorva zile tematice pe care le-am făcut în clasa pregătitoare. De ce le zic zile tematice? Pentru că mergând pe acest stil integrat, plecam sub o temă care se desfășura pe parcursul unei zile. Unele teme mergeau pe mai multe zile, chiar pe săptămână întregi. Da, Doina Ger mi-a propus să facem mai multe întâlniri, deci vor mai fi și o să vă dau un formular de feedback la sfârșit în care să spuneți despre ce ați mai vrea să mai discutăm. Și mi-am pus aici ca să nu, că tot urmează Halloween-ul și nu vă gândiți că doar ne costumăm, doar mâncăm o plăcintă de dovleac. Nu, toate fișele pe care le-am lucrat, toate activitățile, toate conținuturile învățării erau legate de tema respectivă. Și o să, aici avem invitație la ceai și am organizat această zi de luat ceaiul când l-am învățat pe C și ne-am legat de C, deși o să vedeți în programă dacă vă uitați, grupurile nu se fac la clasa pregătitoare. Ei, vă țineți, să știți că nu mai sunt inspectorii de altă dată care tunau. Țineți inspecțiile și așa. Eu am avut noroc că acum mulți, mulți, mulți ani, încă mai eram sub imperiul așa comunismului, am urmat niște cursuri de mentorat și domnul inspector ne asista la activități și copiii au fost, ca de obicei, am lăsat liberi să se manifeste și la sfârșit m-am dus așa la dumnealui și mi-am cerut scuze, zic, știți, îmi pare rău că au fost așa de agitați, de obicei ei sunt mai cuminți. Și s-a uitat așa la mine și zice, vai, dar știi ce înseamnă că au fost atât de agitați? Că lor le-a plăcut lecția de astăzi și mi-a pus un mare 10 cu felicitări și m-a și recomandat mai departe pentru niște programe și cred că ăsta este feedback-ul care mie mi-a dat curaj. Am avut așa în viață niște momente în care, și cred că toți le aveți, când nu sunteți siguri că ceea ce faceți e bine, când lucrurile nu ies tocmai cum vreți. Nu vă gândiți că așa eu acum arată foarte bine ce vă arăt, dar au fost și zile când m-am pregătit foarte, foarte mult pentru activitate și la școală am venit așa înapoi de suflată, că elevii n-au fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Dar asta nu înseamnă că nu mai fac și că dau înapoi. Și aici am servit ceai și bineînțeles că le-am pregătit și o fișă specifică pe care am lucrat, am citit, am băut ceai și apoi ne-am dus, că era în preajma zilei de 1 decembrie, ne-am dus și am și cântat. Bineînțeles că de Sfântul Neculae iar o zi specifică, Crăciunul, sunt cele mai uimite și apropo, uitați, vedeți aici aveți și un caiet pe care eu lucram, nu am lucrat pe caiete speciale. Eu nu, deci am avut niște auxiliare pe care reușeam să le fac deja de luni și marți. Deci de luni și marți și miercuri, joi, vineri, oricum veneam eu cu materialele mele și am zis că de ce să mai dau și bani pe aceste caiete dacă tot trebuie să vin eu cu materiale.
Și la clasa pregătitoare, la matematică, recomand, sunt caiete din acelea de geometrie, am înțeles, cu pătrățica foarte mare. Deci așa erau caietele astea de aici, erau... Ia să încerc să măresc. Pe o parte era spațiu de matematică cu niște pătrățele foarte mari și pe partea aceasta era foaie velină. Lucram un singur rând cu cifra, deși să știți că la clasa 1 nu mai aveți timp să mai exersați cifrele. Deci nu mai aveți timp. Nu, astea nu sunt de la numlit, erau din... știu că au și numlitul, dar nu. Se găsește și la librărie. Eu La am la clasa librării, da. pregătitoare. Pentru o librărie mi-a luat o colegă, ordonam crescători și descrescători, câteva descompuneri și vecini. Deci asta făcea, ce vedeți aici, făceam pe timpul unei săptămâni. Și bineînțeles că dacă era Crăciunul, pregăteam cadoul în care scriam cuvinte. Ziua iubirii n-am putut să o ratăm. Cea mai frumoasă, una dintre zilele preferate a fost la pescuit, când v-am spus că fiecare copil a prins și a citit cuvintele de pe pești. Iar acest pinguin, pingu, a fost după aia în vizită la fiecare copil acasă, pentru că nu reușeau ei să pescuiască mai mult de 3-4 pești. Și ca să aibă timp să îi pescuiască pe toți și să citească tot. Apropo de cum facem copiii să citească, uite, aici o metodă, îi trimitem la pescuit. Și aici vă dați seama, când au plecat cu pinguinul și cu toți peștii acasă și mama a întins pești și copilul i-a pescuit și au citit, ne-au trimis părinții filmulețele, vai, deci au fost splendizi să-i vedeți cum făceau și cum citeau și iar și mai pune o dată. O altă zi, bineînțeles, care prinde foarte mult la copii în lumea dinozaurilor. Eu zic că când o să ne întâlnim la urmă o întâlnire, o să luăm exact o zi de asta și să vă prezint exact toate materialele și tot scenariul și cum am gândit o activitate de genul acesta și să prindeți curaj să faceți, că au priză. Lumea poveștilor, aici ne-am lăsat și cu un carnaval unde părinții au venit cu niște minunății și au încheiat ziua super. O zi în spațiu. Eu pe tavan mi-am pus planetele. Aici este ziua când spiritușul Universului ne-a venit și... Dar nu, că am mers așa pe orar, știți? Da, eu nu știu de ce se despune așa să facem predare integrată la clasa pregătitoare, dar să ne ținem de orar. Nu mai e, atunci oprim că acum avem matematica, deja nu mai are rost. Iar aici am tras perdelele și copiii stăteau pe jos, îi vedeți în partea dreaptă, pe întuneric, cu lanternele și identificau planetele sistemului solar. Bineînțeles că toate activitățile, toate fișele, am adunat rachete, ne-am făcut listă cu ce luăm în spațiu, dacă e să plecăm. M-am bucurat să fim și... da, m-am bucurat să mă aflu și eu pe liste. M-au luat și pe mine în bagajul lor în spațiu. Aici o zi la fermă. Vedeți? Deci gânsacul și cu gâsca și-au botezat și puișorii. Și-au scris nume cu G. Și cea mai îndrăgită zi, cred, nu cred că e cea. Ba da, cred că la pregătitoare asta este ziua de care și-aduc ei aminte clar. Este o zi în Hawaii. Da? Deci tu le dai părinților un telefon și zici, faceți-le niște fuste din hârtie creponată și încep să le fac adevărate opere de artă și articole vestimentare. Și toate activitățile, deci aici au scris cuvinte, am mers în Hawaii, eu mi-am creat propriile mele texte pentru litere. Am plecat la început cu niște texte pe care le găsisem pe didactic și apoi nu, exact cum am spus, știi, ah, nu, stai că nu se potrivește cu ce vreau eu, stai să mă întorc și îmi fac eu propria mea poveste. Am separat nucile de cocos în nuci cu numere pare și impare, de că am îmbinat și activități matematice. Am fost apoi tot la librăria Julieta și am învățat cum să facem cumpărături. Am avut aici un expert care era vânzător și știa să dea și restul. Nu, cred că asta a fost ziua lor preferată, o zi în Japonia.
altă idee când le spui mămicilor să le pună un ceașaf pe ei și toate mămicile ajung la croitoreasă și le-au făcut să le facă kimonou și atunci zic, faceți-mi și mie că trebuie să fiu și eu. Și am avut și invitați și am învățat să scriem și japoneză și am și numărat și am făcut și origami, multe. În lumea distei, o altă zi îndrăgită pentru că e. Și ca să închei așa aici, da, și multă joacă. Multe, multe, multe activități. Astea sunt doar câteva. Și apropo că vine acum cu D, chiar mi-am adus aminte cu dovleacul. Le-am desenat la D pe o coală mare de împachetat un dovleac. Și i-am invitat ca pe parcursul săptămânii să deseneze tot felul de obiecte, lucruri, ființe, a căror denumire începe cu sunetul D. Și la sfârșitul zilei, săptămânii, ne-am adunat în jurul acelui desen și am început să compunem împreună o poveste cu toate elementele de pe dovleac. Și își mutau de la unul la altul povestea și fiecare adăuga și continua și așa. O activitate foarte, foarte reușită și cred că ăsta e și scopul, să învățăm să se exprime și să fie cât mai relaxați. Da, am văzut rugămintea Doinei cu elevii cu CES și este o durere din ce în ce mai mare a tuturor cadrelor didactice, pentru că, din păcate, nu mai există clasă în care să nu existe măcar un elev cu CES sau cu probleme de comportament. Din păcate, ce observ și, sincer, mi-e cam teamă pentru ce mă așteaptă la anul. Sunt foarte mulți copii fără reguli. Și tot greul cade pe cadrul didactic. Nu există o rețetă universală pentru elevii cu CES. Fiecare elev este unic și, repet și o mai zic, ține de omenia și de voința fiecăruia și de colaborarea cu familie. Dacă sunt părinți care nu au ceea ce le trebuie, vă zic eu că îi rezolvă copiii. Mi s-a întâmplat la o activitate o fetiță să nu aibă chiar așa ca restul. Nu că nu avea, avea, dar nu avea chiar așa ca restul. Eu întotdeauna am materiale pentru cei care nu au de acasă sau a căror părinți uită sau sunt preocupați. Niciodată nu scot în evidență, niciodată nu-mi arăt nemulțumirea. Nu este copilul vinovat cu nimic și poate nici chiar părintele. Nu ai de unde să știi ce se întâmplă acasă, care este motivul, ce s-a întâmplat. Adică sunt și eu părinte și îmi dau seama că unele lucruri le facem nu intenționat, poate că nu vrem, poate că nu putem, poate că era chiar în momentul ăla o problemă. Dar s-a dus copilul atât de revoltat acasă, că s-a simțit el în primul rând că nu este la nivelul celorlalți. Și mama, tura următoare, n-a mai îndrăznit. Adică a fost copilul atât de vocal și atât de nemulțumit pe efortul mamei, deși a conștientizat că acolo era problema, că de acolo nu a primit sprijinul necesar. Și da, confortul psihoemoțional și nu numai al părinților, și al nostru, că dacă nici noi nu ne simțim știu și am văzut și am acum situații din acestea, din punctul ăsta de vedere al directoratului și e greu, e foarte greu cu copiii aceștia care deranjează. Și nu există nicio soluție magică. Sunt, în general, copii care, probabil, acasă sunt centrul universului și își doresc același tratament și la școală. Deranjează, așa este. Trebuie să ne reinventăm și ați văzut că de multe ori ne consumă mai mult energia și timpul acești copii pentru care trebuie mereu să găsim modalități de a-i atrage și de a-i ține acolo. Nu există. Deci dacă cineva vă spune și dacă cineva vă promite că la cursul X veți învăța și veți face, nu există. Da, bună Mai am și o seara, stimat. întrebare. Da, ziceți. Despre planul individualizat pentru fiecare copil care se propune din acest an, ce ne puteți spune? Vorbeam cu doamna inspector de la învățământul primar de la noi, de la
de la Galați și ne recomanda și da, cred că e un gen de, nu știu să zic, de registru în care să ne facem așa înregistrat că trebuie să fie tot, vedeți că dacă nu aveți înregistrat, nu e nimic oficial. O să vedeți că vă loviți la un moment dat când vi se vor cere foarte multe hârtii și o să vezi că le-ai făcut, poate le-ai pe acolo, dar nu le-ai înregistrate, cum eu am lucrat cu elevi cu CES 4 ani de zile și aveam planuri individuale și aveam programe adaptate, dar nu aveam nimic înregistrat, deci nu aveau nicio valoare pe nicăieri. Deci orice hârtie pe care o faceți așa, ca pentru dumneavoastră să fiți asigurat, înregistrați-o. Și dacă aveți părinți dificili, copii cu probleme, notați în fiecare zi în caietul dumneavoastră de observații. Încercați să vă fixați și pe ce a reușit, numai pe ce nu merge. Că dacă ne fixăm numai pe gaura covrigului, o luăm razna sau pe partea goală a paharului. Sigur, merge și ceva bine la școală în ziua respectivă. Și hrăniți-vă cu lucrurile astea. Și cu planul individualizat, pentru mine este un mare mister. Nu știu ce ar trebui să scriem în ele. Așteptăm să ne vină niște lucruri de sus. Adică, mie, sincer, mi se pare că ne îngropăm și mai multe în hârtii. Ne-am zbătut atâta timp să scăpăm de hârtii și mi se pare că ni s-au dat și mai multe hârtii de făcut. Adică, dacă eu scriu pe hârtie că copilul X nu reușește să identifice sunetul la începutul cuvântului sau în mijloc sau la sfârșit, asta nu înseamnă că el de mâine o să-l identifice că am scris eu în constatarea mea de pe hârtie. Cred că până la urmă lucru practic mai e. Și o să vedeți și la sfârșitul anului școlar când veți avea de completat acel raport. E ușor prima parte că e de bifat, dacă a realizat acea competență sau dacă este în curs de realizare, dar la sfârșit veți avea și descriptiv descris câteva lucruri despre copii. Și o să vedeți cum o să vă faceți un șablon și o să-l copiați la toți, doar la 2-3 o să fie, o să fie diferit. Nu știu, eu un aștept să văd cu acest plan individual, având clasa a patra, mi se pare tardiv să mă apuc acum să fac, sau dacă acel copil chiar nu necesită nicio intervenție din partea mea, pentru că e un copil care atinge toate competențele și se încadrează în șabloanele noastre, ce plan individualizat să-i fac? Să-l duc spre E performanță, performanță, deja a probabil, spus. da, spre performanță, presupun. Performanța ar trebui lucrată separat, individual, nu, clar nu într-un colectiv, într-o școală de masă. Mai ales cum sunt eu la o școală de masă, unde chiar avem ceea ce ne vine, adică nu ne selectăm clientela. Da, scriem cât mai multe hârtii, asta este ideea. Pe mine m-a blocat anul ăsta catalogul. Nu știu cum ați primit dumneavoastră catalogul, dar pe mine prima pagină la catalog m-a blocat. V-am descris acolo disciplinele și cadrele didactice și m-am uitat după modelul de la gimnaziu, i-am pus doar pe profesorii care predau la clasa mea. Cineva a zis că nu, te treci și tu, că predai tu limba română, că predai tu matematica, dar nu-mi încăpeau toate disciplinele de la clasa a patra, mai trebuiau niște rubrici. Cum ați completat prima pagină la catalog? Să știi că noi la Ferdinand I suntem în școlile pilot cu catalogul digital și am scăpat de... Noi avem și catalog digital și catalog în format fizic. Și completăm și într-unul și într-altul. Asta e de vis. Da, e de vis asta și cu și fizic și digital. Da, e... N-am învățat nimic, din păcate, din pandemie. Deși s-a putut în pandemie foarte multe activități să se facă și foarte multe hârtii să se facă în format digital, ne-am reîntors iar la hârtii și le facem iarăși. Avem dosare multe acolo în... Doar profesori ați completat, da. N-aveam Pandemia loc ne-a să mă trec schimbat și doar pe mine. comportamentul, nu și mentalitatea. Probabil ne mai trebuia câțiva ani. Nu știu, am revenit foarte repede la ce a fost înainte. Așa, deci ați împărțit rubrica, v-a cerut să vă treceți toate. Și la noi la fel, tot așa am împărțit rubrica. Da. Dar de ce să nu scriem simplu numele nostru și profesor învățământ primar?
se subînțelege, nu? Da. Eu așa am scris, nu am scris fiecare disciplină. Profesor, învățământ, primar. Ne-ați partajat. Așa am făcut și noi, profesor, învățământ, primar și numele. Ne-ați partajat, doamna Veronica, e telefonul dumneavoastră. Nu știu cum să vă închid partajarea, trebuie să vă spun. Așa. Da, oricum pe prima pagină este trecut numele nostru ca profesor pentru învățământ primar, că trebuia să ne numim și noi profesori. Da, cam atât mi-am propus să vă prezint la această întâlnire. Doina ne mai provoacă să mai facem și altele. O să vă pun un formular în care să-mi spuneți dacă despre ce ați dori să mai vorbim. Legat de evaluare, că mă întorc chiar și la evaluare, am găsit și niște ca sursă de informare încă mai folosesc didacticul, niște modele de fișe de observare sistematică pentru comportamentul elevilor și competențele pe care reușesc ei să și le formeze sau nu la pregătitoare, dar nu e de speriat dacă nu reușesc din pregătitoare multe, pentru că de aceea și ciclu de învățare se termină la clasa a doua. Și să știți că eu am văzut în 22 de ani copii care au reușit să se mobilizeze chiar și în vacanța aceea dintre clasa a întâi și clasa a doua. Deci nu e o problemă, nu disperați. Se poate. Ia să căutăm și link-ul pentru următorul formular. Anca, noi îți mulțumim foarte mult că ne apropiem deja de ora 8 și te-am folosit, așa între ghilimele, te-am epuizat în seara asta. A fost extraordinar ce prezentam. Mie mi-a plăcut la nebunie și chiar îmi pare rău că nu pot, deși pot să iau ceva exemple și de la voi și să duc la liceu. Vă mulțumesc tuturor, îi mulțumesc Anca, în primul rând, că a acceptat provocarea mea în legătură cu clasa pregătitoare, pentru că am zis 10 ani de clasă pregătitoare trebuie să însemne ceva și să-i marcăm într-un fel, pentru că e importantă această clasă pregătitoare. Probabil că într-una dintre întâlnirile viitoare vom afla și care este impactul clasei pregătitoare pentru ciclul primar, în general, la modul general, care ar fi beneficiile clasei pregătitoare. Vă mulțumesc tuturor cărora ați fost acum. Deci am văzut, ați stat, suntem foarte mulți, am avut aproape 400 de înscriși și s-au tot rotit, au fost aproape 200 mereu în Meet și pe Facebook avem un feedback grozav, semn că Anca ai fost ca de obicei la înălțime. Îi mulțumesc Dani Chipirliu, colega mea, care a fost spiritușul internetului în seara asta și ne-a ajutat să ne vedem și să ne auzim. Și îți las ție, Anca, microfonul să ți-ai rămas bun de la colege și să ne spui cum am stabilit și cum am plănuit noi să ne mai vedem și cam care ar fi ritmicitatea întâlnirilor noastre. Da, noi am zis că măcar așa în vacanțe să ne mai întâlnim ca să mă elibere și că eu sunt, v-am spus, acum cu normă întreagă în școală, stau de dimineață până seara și în vacanță mă mai eliberez. Poate mai reușim să mai facem o întâlnire cumva decembrie-ianuarie, să mai, nu știu, să vedem cum văd eu desfășurarea unei zile. Mă întreba mai devreme cineva și nu i-am reținut numele doamnei, dar o să-i răspund. Chestia cu centre se practică la grădiniță. Pregătitoarea nu face pe centre, nu lucrează pe centre. Deci cu acele centre, cu arte, cu
am asistat la o lecție la grupă mică de licioși copiii, dar la pregătitoare nu se lucrează, se duce mult spre școală. Nu asta înseamnă, nu spre asta se tinde la integrat. Integratul e cumva așa sub forma, sub pălăria unei teme, să se aducă aceleași obiecte și să se îmbine cumva, pentru a nu mai face delimitare. Vedeți cum pățesc eu acum la istorie. Eu dacă ora asta la istorie am vorbit și Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare nu are nicio treabă cu ce am făcut eu la limba română sau la matematică. Că la pregătitoare, dacă vă duceți pe univers, puteți să vă plimbați prin universul ăla numărând planete și să învățați niște cifre și să comparați niște numere. Puteți să aflați o poveste interesantă despre planete sau cum am întâlnit un material. Nu vreau iar să fac reclamă, dar Twinkle este un site care e mană cerească, chiar dacă e cu plată și merită toți banii, cum un extraterestru circulă, ajunge pe pământ și trece printr-o serie de aventuri și putem să ne legăm de dezvoltare, putem să învățăm un cântecel care are legătură cu universul. Vedeți că acum când ajungi la clasele mari, nu mai poți să mai faci lucrurile astea. Cam asta se înțelege, cam asta se dorește prin integrare. Cumva sub paleta, sub o temă mai mare, să se lucreze pe toate arele curriculare. De asta nu văd eu acel orar fix. Mie mi se pare că el ar trebui să fie orientativ. Dacă eu astăzi simt că vreau să încep cu muzică, pentru că mi se pare mai ușor de captat, eu încep cu muzică, chiar dacă el este trecut în orar undeva la sfârșitul programului. Orarul trebuie lucrat, pentru că avem profesori, aici ne cam strică zenul nostru când a intrat în limba engleză sau educație fizică și s-a rupt programul. Da, centrele aia la grădiniță se folosesc. Ține de învățământul preșcolar, nu mai ține de învățământul primar. Și nici nu se lucrează pe centru. Mă scuzați că intervin. În ghidul pentru clasa pregătitoare sunt trecute aceste patru centre. Da, parte... ele sunt trecute ca să fie, dar o să vedeți că nu lucrează deloc. Adică eu n-am întâlnit în practică acest lucru. Deci lucrat. Eu am întrebat pentru că sunt la început de drum și chiar nu știu. Da. Eu am înțeles, nu, eu v-am spus care e din practică. Eu vă spun foarte mult din practică cum se întâmplă lucrurile efectiv în clasă decât ceea ce scrie la hârtie. Și o să vedeți, apropo, și de început. Cine a făcut practică pedagogică, cine a mers cu proiecte la corectat, nu o să mai lucrați niciodată după acel tipar de proiect, decât când veți avea inspecție și o să vă concentrați, să punctați fiecare, că la un moment dat, mi se pare, de când am terminat eu pedagogicul, eu am un liceu pedagogic la bază, învățători, educatori, specializare, și cât de mult s-a îmbogățit proiectul didactic. De a rămâne pentru partea de predare, mai rămân vreo 7 minute adunate, că așa de mult au apărut niște etape de astea, cu oferire de feedback, cu fixarea, cu mentenanță, cu tot felul de retenție și transfer. Adică fiecare, și o să vedeți că practica n-a nicio treabă cu ceea ce se scrie pe hârtie. Da, au o logică și au un parcurs didactic, că n-ai să predai niciodată sunetul altfel decât folosind metoda analitico-foneticosintetică, dar... Da, Tița, ce faci acolo? Bine, vroiam numai să spun că nu e vorba de centre, de a preda pe centre așa cum e la grădiniță, ci sunt acele zone în clasă specific amenajate pentru acele patru: ludotecă, construcții, bibliotecă și nu știu care e acum al patrulea, calendarul și naturii. Și arte. Calendarul naturii. Deci eu așa, în urma consfătuirii din toamna asta, noi la pregătitoare am primit recomandarea de a avea cele patru zone, dar nu patru centre de învățare să mergem spre grădinițe, ci le avea identificate clar în clasă și copiii, atunci când avem zona timpul de joc și joacă, să știm către ce mergem. E doar așa o recomandare, poate o clarificare, nu e... Da, mulțumim. Avem zone și sunt și foarte multe materiale utile și pe partea asta, apropo de bibliotecă, la pregătitoare, acum sunt foarte multe cărți cu nivel zero de învățat citit care pot fi regăsite. Eu și acum am zonă amenajată în clasă, la clasa a patra, de lectură, unde cei care termină mai devreme se retrag și citesc
lucrurile astea ar trebui să existe într-o clasă și mai târziu, nu numai la pregătitoare. Eu am și jocuri pe care copiii le pot lua și juca și nu vă zic ce floare a făcut acum la clasa a patra cu jocurile copilăriei, că am jucat țintar sau cu acel joc cu ața pe care unii poate și-l aduc aminte. Deci o săptămână ei n-au mai avut altă treabă, nici pauză n-au mai avut ca să-i învăț pe toți cum să ne jucăm. Deci copiii se joacă și mult și dacă vă legați de joacă, n-au, dacă orice activitate o începeți doar cu expresia hai să ne jucăm și parcă este altfel primită de ei. Pentru materiale, că am văzut că voia cineva pe PT-ul, nu știu cum aș putea să-l trimit, Dana, poți să ți-l trimiți ei și să-l trimiți pe către adresele de mail, habar n-am. Da, pot să pun prezentarea. Le pun pe mail și le trimit eu pe email. Absolut tot ce eu am lucrat și toate materialele pe care eu le-am creat. Eu am pagina, am grupul Clasei Spiridușilor pe Facebook, unde în albume găsiți absolut tot, dar va trebui să aveți răbdare să ajungeți la pregătitoare, că sunt vreo 600 de albume. Și intrați acolo la Clasa Spiridușilor, îmi dați cerere și eu vă primesc. Și le găsiți absolut toate, pozele și toate fișele folosite și toate materialele. Am cont pe Didactic, unde iar postez și îmi găsiți iarăși materialele. Am canal de YouTube, cred că unde puteți vedea și filmulețe și joculețe și inclusiv copiii la pregătitoare cum își recitau poeziile. Dacă cineva simte nevoia și are nevoie de vreun material de la mine, îmi lasă un mesaj pe Messenger și în limita timpului răspund. Nu cred că am omis vreodată vreun mesaj și n-am răspuns cuiva și n-am trimis ceva ce ați avea nevoie. Dar să înțelegeți că și în limita timpului, adică. Și dacă nu primiți, mai dați iar un mesaj, pentru că mi se întâmplă să uit foarte des, am o vârstă și uit. Și cam atât. Vă urez o seară frumoasă, o vacanță plăcută în continuare și pregătiți-vă de Halloween, pentru că luni aveți de speriat o matematică, o limbă română, ceva. Vă mulțumim din suflet, pentru mine chiar a fost o plăcere să vă ascult, mai ales că sunt debutant, sunt în primul an, am clasa pregătitoare și chiar v-am adresat foarte multe întrebări pentru că aveam foarte multe neclarități. Vă mulțumesc din suflet! Cu drag și mai ales pentru debutanți, întrebați, deci chiar întrebați. Și trage și colegele astea mai în vârstă de prin școală de mânecă și duceți-vă și în asistență. Eu nu cred că o să vă refuze cineva. Furați meseria. Meseria asta este o meserie care se fură foarte mult. N-ai de unde să o înveți. Și mai ales în ultimul timp, cum au fost acum și multe activități online și practică și tot, rugați-vă colegele să vă primească la clasă. Și o să... Imposibil să nu găsiți pe cineva care să vă primească. Și întrebați. O seară bună. Să mai pun formularul de feedback. Ia să văd. Da, gata. Mulțumim tare mult. O seară frumoasă. O seară frumoasă. O seară frumoasă. Mulțumim. La revedere, toate bune. La revedere, felicitări. O seară frumoasă. Liniștită. Mulțumim!